La ghișeele casei de ajutor reciproc a pensionarilor s-au format deja cozi, iar majoritatea vârstnicilor au nevoie de bani pentru lemne, plata facturilor, dar și pentru cumpărarea medicamentelor. Oamenii spun că pensiile sunt mici, banii nu le mai ajung, drept urmare sunt nevoiți să apeleze la împrumuturi pentru a se descurca. De plătit și pe urmă facem iară, ce să facem, asta e situația. Pensia este mică, nu vă mai descurcați poate? Nu e chiar mică, dar e necesar. Deci... Pensiile sunt mai mari. Da, da. Probleme medicale... Curent, gaze, nu beneficiez de reduceri. De împrumut am luat vreo 65 de milioane, de 6.500 de roni și am plătit în 10 luni, adică ultima lună e luna viitoare. Și acest împrumut este benefic pentru dumneavoastră? Da, e necesar, că v-am zis, și cu stațiuni și cu asta ne tratăm, adică stațiuni pentru tratament, nu pentru... Gratuit nu se dau, bonuri valorice la pensionari nu se dau, deci niște vouchere la pensiile mai mici, care și alea sunt numai pe, la început de an sau în primăvară și restul, trăim cum putem. Deci aceste împrumuturi vă ajută pe dumneavoastră, sunt un lucru? Ne ajută foarte mult, deci ce să zic. Pe fiecare lună, timp de un an de zile, ne-am folosit de ei. Acum am terminat și... Mai condăm alții. Acum plătim... Aci. Faceți des împrumuturi? Nu, am făcut un împrumut atât. Acum un an de zile. Acum am terminat în vara asta. Acum deocamdată... Nu. Și dumneavoastră cam ce sume veniți să luați de obicei? Cam cu ce sume? Eu am avut o pensie de 11 milioane și... Am făcut un împrumut de 80 de lei, nu, 800 de lei. 80 de milioane am luat în banii vechi. 1000 de lei, da. De 1000 de lei și am plătit în termen de un an de zile. Câte 6 milioane jumate pe fiecare lună. 6-700. Peste de 1500 și ceva. Și ne ajută foarte bine. Am terminat acum înainte iar un împrumut. Și acum vreau să iau altul, pentru lemne. Deci, dumneavoastră faceți împrumuturi anuale, mai ales în perioada iernii. Da, mânca la mama, da. Cam ce sume vă împrumutați? Mama acum a luat 2000 pentru lemne. Și cum achitați aceste sume? Da, așa, rata... 300, 400, am norocul că stau cu băiatul, că altfel... N-aș putea. Da, e foarte bine. Deci e un sprijin pentru pensionari. Este un sprijin, da. Din cauza vârstei înaintate, bătrânilor care sunt predispuși multor riscuri nu li se mai pot acorda credite bancare, aceștia găsindu-și singurul ajutor la CRE atunci când doresc să facă un împrumut. Sumele împrumutate de oameni variază între 200 și 60 de mii de lei în funcție de nevoi și pot fi achitate în rate pe o perioadă de maximum 2 ani.